Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu. De a-ți avea 10.000 de învățători în Hristos, vă spuneam în motoul emisiunii precedente, citându-l pe Sfântul Apostol Pavel, totuși nu aveți mulți părinți, că pe voi eu v-am născut întru Hristos Iisus prin Evanghelie. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 15. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Am detaliat în emisiunile precedente, în cadrul discuțiilor noastre legate de lucrarea sau înfăptuirea tămăduirii prin iubire, aspecte privind procesul tămăduirii și lucrarea terapeutică duhovnicească, convertirea lăuntrică sau reîntoarcerea omului spre Dumnezeu, praxisul, adevărată metodă terapeutică, respectiv tămăduirea puterilor sufletești fundamentale prin lucrarea întru iubire a virtuților generice. Astăzi vom continua discuția noastră despre procesul tămăduirii omului sau dobândirea sănătății în Hristos, aplecându-ne din nou asupra lucrării terapeutice plină de iubire a Părintelui duhovnicesc. Discutat în emisiunea precedentă despre faptul că încă de pe cele dintâi trepte ale vieții duhovnicești este nevoie de o călăuză pricepută care să împlinească lipsa de deplinătate a puterii de discernământ, un părinte duhovnicesc. Și am detaliat faptul că nevoia de îndrumare duhovnicească ține atât de neputința omului de a se cunoaște pe sine însuși, de a-și percepe la adevărata dimensiune și calitate faptele, atâta timp cât n-a ajuns la curăția nepătimirii, cât și de primejdea de a se rătăci sau de a cădea, care este cu atât mai mare cu cât omul a sporit mai mult în viața duhovnicească, fiindcă ne învață Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți. Nu doar cei începători au nevoie de o asemenea călăuzire, ci și cei sporiți. Înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, în lucrarea menționată de noi, în emisiunea precedentă, spovedanie și comuniune, și pe care vă recomandam să o citiți și să o aveți în bibliotecile dumneavoastră. Deși atrage atenția că nici o definiție nu poate sintetiza calitățile pe care trebuie să le aibă un părinte duhovnicesc, încearcă totuși una, arătând că duhovnicul este omul care, datorită mortificării patimilor și nepătimirii pe care o dobândește, devine cunoscător al lucrurilor dumnezeiești și are față de lucrurile omenești o dreaptă judecată, datorită căreia, fără nici un pericol pentru el, știe să-i călăuzească pe alții pe calea lui Dumnezeu. În continuare, oferă o clasificare a acestor calități, începând cu cele sacerdotale, continuând cu cele morale, viață curată, credință dreaptă și nestrămutată, iubire, și sfârșind cu cele intelectuale, cunoștințe teologice și laice, virtutea dreptei judecăți sau a discernământului, considerată de către Sfinții Părinți o harismă pe care omul o primește pe treptele cele mai înalte ale ostenilor duhovnicești, atunci când ajunge la capătul lucrării, a ceea ce am numit și detaliat în emisiunile anterioare ca fiind praxis, când ajunge la starea de nepătimire,
la care se adaugă darurile pătrunderii în sufletele oamenilor sau vederea cu Duhul și al cunoașterii inimii sau cardiocnosie și experiența. Între aceste condiții ale paternității duhovnicești cu rost terapeutic în ceea ce îl privește pe fiul duhovnicesc sau pe ucenic, se evidențiază iubirea, manifestată în mai multe chipuri, prin răbdare, blândețe, bunătate, severitate, binefăcătoare de altfel, smerenie, înțelegere, sănătate duhovnicească și așa mai departe, fiindcă duhovnicia se confundă cu iubirea. Pentru că, spune înalt presfințitul părinte și arhiepiscop și mitropolit Andrei, în lucrarea menționată, nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu decât prin dragoste. Deci, nici ucenicii nu pot fi apropiați de Dumnezeu fără de dragoste. În Patericul Egiptean este ilustrat un exemplu care radiografiază fidel realitatea contemporană a răcirii iubirii din lume și efectele devastatoare în plan duhovnicesc și nu numai ale acestei rătăciri. Citez, un frate l-a întrebat pe un părinte oarecare, zicând, pentru ce, părinte, acum frații care se ostenesc prin pustie și prin mănăstiri nu pot câștiga darurile lui Dumnezeu precum câștigau părinții cei de demult? Răspuns al lui bătrânul zicând, fiule, părinții cei de demult aveau dragostea frățească cea desăvârșită și fiecare ridica în sus spre cer pe fratele său. Acum, fiindcă s-a stins dragostea între preoți, fiecare îl trage în jos pe fratele său și pentru aceea nu câștigă frații noștri darul lui Dumnezeu ca părinții cei de demult. Am încheiat citatul Patericul, ce cuprinde în sine cuvinte folositoare ale sfinților bătrâni, capitolul 12, pentru dragoste. Și mai departe, același bătrân arată obiceiurile bune pe care le aveau părinții cei de demult în legătură cu purtarea iubitoare de grijă față de fiii duhovnicești, precum și a fiilor de a cerceta cu smerenie sfaturile celor bătrâni. Citez, zisa un bătrân oarecare, părinții noștri cei de demult aveau obicei, care erau mai bătrâni, cercetau pururea pe cei mai tineri, mergeau la chilia lor și luau seama cum petrec la chilii, cu ce se îndelenicesc și cum își păzesc pravila, rugăciunea și datoria lor, și luau seama dacă nu cumva au oarecare mândrie și părere întru ei, părându-li se că fac lucruri bune și plăcute lui Dumnezeu, prin care se socotesc a fi vrednici de toată sfințenia și darurile lui Dumnezeu. Sau dacă nu cumva li se arată lor ceva vedenie și năluciri de șarte în visuri sau aievea și părându-li se lor că sunt lucruri dumnezeiești și îngerești, se încred acelora și se biruiesc de trândăvie și lenevie și nu-și păzesc rânduiala după datoria lor, pravila, rugăciunea, lucrul mâinilor. Sau de sunt cumva surpați de gânduri rele și necuvioase, sau de spurcata poftă și războiul curviei. Pentru acestea, părinții cei mai bătrâni pururea cercetau și ispiteau pe frații cei mai tineri și învățau din sfintele și dumnezeieștele scripturi și întăreau spre buna nevoință. Frații cei mai tineri mergeau adesea la părinții cei mai bătrâni cu cuvioasă smerenie și plecăciune și își arătau patimile, gândurile și cugetele lor și întrebau ce se cade a face ca să fie plăcuți lui Dumnezeu și să-și mântuiască sufletele. Iar Domnul, văzând cuvioasă smerenie și plecăciune ale celor tineri către cei bătrâni și dragostea celor bătrâni către cei tineri, le da lor îndestulat darul său în inimile lor și cuvântul său în gândurile bătrânilor. Am încheiat citatul Patericul, capitolul 12, pentru dragoste.
Dacă iubirea față de semeni este o datorie a tuturor celor care îl urmează pe Hristos, cu atât mai mult sunt obligați părinții duhovnicești să-și iubească fiii duhovnicești, a căror grijă și-au asumat-o și să-i tămăduiască, născându-i pentru viața veșnică. În acest sens, despre părintele Avacum se spunea că a fost un ucenic al dragostei și o fântână tămăduitoare. Citez din nou. Un lucru este sigur la acest om. Atrăgea oamenii aproape de el ca o fântână tămăduitoare. Odată, cu multă lepădare de sine, a adăpostit în chilia sa un tânăr bolnav de tuberculoză. Îngrijindu-l multe luni, l-a îngrijit cu mare bucurie, având grijă de el ca o mamă iubitoare. Chiar dacă el postea, și-a hrănit pacientul cu carne și alte alimente hrănitoare. S-a luptat mult cu boala tânărului, care a murit până la urmă în brațele sale, după ce s-a pocăit și și-a spovedit păcatele. Înainte de a muri, bătrânul l-a călugărit, dându-i numele Fanurie. Am încheiat citatul arhimandritul Ioannichios Cotsonis, Patericul Atonit, capitolul 1, despre dragostea dumnezeiască. Sfântul Ioan Gură de Aur, comparând preoția Vechiului și Noului Testament, arată că preoții Vechiului Testament nici măcar nu aveau puterea să vindece trupul de lepră, ci doar să constate dacă cineva a fost sau nu vindecat. Leviticul, capitolul 14, versetele 2 și 3. Pe când preoții Noului Testament au luat puterea să vindece nu lepra trupului, ci necurăția sufletului, n-au luat numai puterea de a vedea dacă cineva a fost sau nu vindecat, ci puterea de plină de a vindeca, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur în Tratatul despre preoție. Părintele duhovnicesc este cu adevărat o călăuză care nu dă indicații abstracte, un cârmaci bun care va scăpa corabia, un păstor bun care va tămădui oile și le va face sănătoase, dând răspuns pentru ele stăpânului, în măsura în care ele îl urmează. Așa ne învață Sfântul Ioan Strărarul în cuvântul 31 către păstor, Filocalia, volumul 9. El însuși călătorește cu fiul său duhovnicesc, iubindu-l ca un păstor adevărat, asemenea arhetipul. Pe păstorul adevărat îl dovedește iubirea, căci din iubire s-a răstignit păstorul cel mare, ne spune același sfânt Ioan Scărarul în cuvântul către păstor, Filocalia, volumul 9, purtându-l pe umerii săi, îndrumându-l pas cu pas și ferindu-l de rătăcire. Urcușul duhovnicesc al fiului duhovnicesc este asemănat cu înaintarea lui din pridvorul bisericii, unde cel ce a pornit să înainteze e tulburat de gândurile lumești și se leapădă de ele. În Naos, unde contemplă rațiunile curate ale lucrurilor sau ale virtuților și ale persoanelor cu care se află împreună în rugăciune. Și până la altar, unde se unește cu Dumnezeu, dincolo chiar și de contemplarea acestor rațiuni ale celor create, duse prin sfinți la unirea lor cu cele dumnezeiești. Conchide la rândul în nota sa la textul amintit mai sus, părintele profesor Dumitru Stăniloae. Lucrarea duhovnicului este socotită de sfinții părinți ca o lucrare terapeutică, adeseori fie direct, fie desprins ca atare din context, părintele duhovnicesc fiind numit doctor.
În continuare, așa cum v-am anunțat încă din emisiunea trecută, vom da citire unor pasaje din scrierile Sfinților Părinți care scot în evidență imaginea medicală și lucrarea tămăduitoare a Părintelui Duhovnicesc. Sfântul Ioan Scărarul, în Scara Dumnezeiescului Urcuș, Filocalia, volumul 9. Cei ce au ieșit din Egipt au avut ca povățuitor pe Moise, iar cei ce au fugit din Sodoma, un înger. Și cei din tâi se aseamănă celor tămăduiți de patimile sufletești prin îngrijirea doctorilor. Cei de al doilea au nevoie de un înger, sau, ca să zic așa, de cineva deopotrivă cu îngerul, care să-i curețe. Căci pentru curățirea trupului de rane avem nevoie de un foarte exclusiv doctor. Am văzut pe oarecine intrând în spital pentru vreo altă pricină și ținut de doctor și lecuit cu multă bunăvoință și prin aceasta scăpa de ceața ce acoperea lumina ochilor. Căci unde e mult puroi, e nevoie și de multă doctorie ca să se lepede întinăciunea. Căci nu vin în spital cei sănătoși. Înainte de toate, să ne mărturisim bunului și singurului nostru judecător. Iar dacă El poruncește, să ne mărturisim și tuturor. Căci ranele descoperite nu se vor mări, ci se vor tămădui. Cu referire la un părinte duhovnicesc, acel prea bun doctor și păstor, minunatul doctor care lucra prin toate mântuirea lui, a fiului duhovnicesc, doctor adevărat. Bolnavii, care după îngrijirea din partea unui doctor și după folosul avut de la el, îl părăsesc pe acesta, alegând pe altul înaintea tămăduirii desăvârșite, sunt vrednici de toată o sândă. Despre hulă ale aceluiași și lucru cel mai cumplit e că nu poate fi ușor de tâlcuit, mărturisit și pus la stâlp în fața doctorului duhovnicesc. Am văzut doctor nepriceput care, defăimând pe cel zdrobit, nu i-a pricinuit nimic altceva decât deznădejdea. Și am văzut doctor istusit care, operând prin o cărâre inima umflată, a golit-o de tot puroiul. Sfântul Ioan Scărarul, către păstor, Filocalia, volumul 9. Doctor este cel ce are trupul și sufletul nebolnave, neavând nevoie de nici o doctorie pentru ele. E o însușire a firii, făcută și ea de bunul nostru Domn, ca văzând pe doctor bolnavul să se bucure chiar dacă nu se va folosi poate cu nimic de la el. Să ai și tu, o minunate, plasturi, băuturi, bisturiuri, picături, briciuri, burete, lame de tăiat vinele, fierul de ars rana, alifii doftorii de somn, cuțit, feșe și neîngrețoșarea. Căci de ne lipsesc acestea, cum ne vom arăta știința? Nici cum. Iar plățile se dau nu pentru cuvinte, ci pentru fapte. Fericită este la doftori neîngrețoșarea și la întâi stătători nepătimirea. Cei din tâi, neîngrețoșându-se, pot lucra la vindecarea oricărei boli rău mirositoare, fără greutate. Cei de-al doilea pot învia orice suflet mort. Doctorul este dator să se dezbrace cu desăvârșire de patim. Doctorul va cunoaște înțelepciunea dată lui de Dumnezeu când va putea să vindece bolile pe care mulți nu le pot vindeca. Am văzut doctori care nu au vestit înainte bolnavului pricinele îmbolnăvirii. De aceea au pricinuit și bolnavilor și lor înșiși multă oboseală și chin. Doctorul nu poate vindeca pe cel ce suferă nerugat mai întâi de el și neajutat prin arătarea ranelui cu deplină încredere. Cei ce s-au rușinat de doctori și-au pricinuit puroi și adesea mulți au murit. Să nu încetezi vreodată să speli și să cureți sufletele întinate și mai ales trupurile,
ca să poți cere cu îndrăznire de la conducătorul luptei cununi nu numai pentru sufletele alor tăi, ci și pentru ale celor străini. Nimic nu arată așa de mult iubirea de oameni și bunătatea cea către noi a Făcătorului, ca a lăsa cele 99 de oi și a căuta pe cea rătăcită. Ia minte, deci, o minunate, și arată-ți toată sârguința, dragostea, căldura, grija și rugămintea către Dumnezeu pentru cel foarte rătăcit și zdrobit. Căci unde sunt mari bolile și ranele, fără îndoială mari vor fi și răsplătirile date. Când dofturul propășește în sănătatea sufletească, nu are nevoie așa de mult de îngrijirea trupească a celor bolnavi. Sfântul Ioan Casian, Așezămintele mănăstirești, în Scriere alese, Colecția Părinți și Scriitori bisericești, volumul 57. Despre mărturisirea unei patimi cumplite a trupului contra naturii, sodomie, față de un încercat bătrân. Atunci, acela, ca un adevărat doctor al sufletului, a dezvăluit îndată cauza lăuntrică și originea acestei boli, o blasfemie împotriva Fiului lui Dumnezeu, cauzată de trufie. Sfinții Varsanufie și Ioan, Scrisori duhovnicești, Filocalia, volumul 11. Un frate, Dorotei, îl întreabă pe Ava Varsanufie, numindu-l părinte și doctor al sufletului meu bolnav. Sfântul Ioan de Gaza îi răspunde uneia care îi cere sfatul în legătură cu chemarea în ajutor a sfinților. Cheamă-i ca unul ce ești bolnav și ai nevoie de doctor. Sfântul Atanasie al Alexandriei, cel mare, viața cuviosului părintelui nostru Antonie cel mare. Despre Sfântul Antonie cel mare. Era dăruit de Dumnezeu în întregime Egiptului ca un doctor. Și în fine, Filon Alexandrinul, despre viața contemplativă, mai înainte de apariția creștinismului, despre membrii unei comunități ascetice ce își puneau terapeuți. Că acești filozofi au ales cele bune se vădește cu ușurință prin numele pe care îl poartă, terapeutes, bărbați, și terapeutrides, femeile. Cu adevărat, acesta este numele lor. Mai întâi pentru că lucrarea vindecătoare cu care se îndelenicesc este superioară medicinii practicate în orașele noastre, care nu tratează decât trupurile, în timp ce aceasta îngrijește și sufletele căzute pradă bolilor greu de tămăduit, pe care mulțimea nenumărată a patimilor și a celorlalte rele le aduce asupra lor. În concluzie, putem afirma că grija duhovnicească față de celălalt și îndrumarea lui nu sunt sarcini ușor de purtat, ușor de împlinit. Sufletul omenesc fiind extrem de complex, la care se adaugă caracterul tainic al realităților duhovnicești, precum și natura luptei pe care omul o are de purtată împotriva unor dușmani cumpliți, neîndurători și nevăzuți. Medicina duhovnicească se distinge astfel ca o artă și o știință, meșteșugul meșteșugurilor și arta artelor. Ne spune Sfântul Nil Ascetul, cuvânt ascetic foarte trebuincios și folositor, în primul volum al Filocaliei. Un dar al Duhului Sfânt și un rod al sinergiei sau al conlucrării divino-umane. Ne oprim astăzi aici. Stimați ascultători, sunt Hadrian Conțiu,
iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pârlășan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate. Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.